FC Argeș a anunțat în această dimineață printr-un comunicat numele noului antrenor principal al echipei, confirmând totodată informațiile apărute în presă încă de zilele trecute. Clubul FC Argeș și Bogdan Argeș-Vintil au ajuns la un acord pentru postul de antrenor principal al grupării din Trivale, ce se va întinde până în vara anului 2025. Acesta s-a întors acasă după 16 ani, în 2007 fiind ultimul său meci ca jucător al Argeșului, se arată în comunicatul celor de la FC Argeș. În vârstă de 51 de ani, noul tehnician a condus deja primul antrenament al piteștenilor și a oferit o primă reacție după această mutare. Este un sentiment frumos și sunt bucuros că am revenit la Pitești, orașul care m-a adoptat și căruia îi datorez multe. Vreau să pun numărul la obiectivul din acest an și să reușim să jucăm un fotbal plăcut, dar și eficient. Ce v-a motivat cel mai mult să vă reîntoarceți? Păi dacă nu veneam în situația asta, când să mai vin? Dacă nu, eu cine? Mă bucur că au apelat la mine și sper să reușim împreună cu jucătorii să fim fericiți la sfârșitul campionatului. Important este să ieșim din zona celor trei locuri care pot duce în Liga a doua, dar asta doar ca urmare a unui joc bun. Eu în momentul ăsta trebuie să redau plăcerea jucătorilor de a juca fotbal. Este presiune. E normală presiunea într-un fel, dar trebuie să transformăm emoțiile în ceva pozitiv, nu în ceva negativ. Ce mesaj aveți pentru suporterii argeșeni? Să aibă încredere în echipă. Ca jucător, Bogdan Vintil a evoluat 9 sezoane pentru FC Argeș în peste 200 de meciuri. Din postura de antrenor, Vintilă este liber de contract din vara anului 2021, după despărțirea de FCSB 2, iar principalul său obiectiv este salvarea de la retrogradare. Misiunea însă va fi una dificilă și asta pentru că FC Argeș este penultima în Superligă și nu a mai câștigat de 14 meciuri. În 2019, Bogdan Argeș Vintil a fost prezent la Câmp Lung pentru a evolua în meciul spectacol de la Cupa Primăverii, între selecționata Ligii 1 și o selecționată a jucătorilor care au evoluat în competiție, iar un an mai târziu a revenit în municipiul nostru pentru a asista la slujba de învestire a noului stareț al mănăstirii Negru-Vodă. Iată-ne stând de vorbă în aceeași bază sportivă hidroelectrică cu domnul Bogdan Argeș Vintilă. Cum a fost partida? A fost foarte frumoasă, mi-a făcut plăcere să particip la un asemenea eveniment și pe această cale țin să felicit Hidroelectrica pentru această competiție și în special lui Adrian Troșeu, care a reușit să ne adune mai mulți jucători din aceeași generație, să ne mișcăm și ne face deosebită plăcere să ne și revedem și să și jucăm fotbal.